venit momentul, doamnelor și domnilor, cu surle și trâmbițe. Vizionarul! Pe... Vizionarul, da. Na? Colegul nostru, vizionar. Dan Jelescu, pentru că astăzi, de azi, începe o nouă rubrică și te salutăm. Bună dimineața, doamne! Bună dimineața, Lili, bună dimineața, Eugen. Doamne ajută, viață lungă acestei rubrici. Doamne ajută, da. Ce ai visat aseară? Bă, ce am visat eu nu se spune la televizor. Voi de Britney Spears poți să zici. Că și am oricum, înțeles că bă, e nebună. Lili mi-a arătat niște filmulețe. Păi da, știți cum, nebun de bună. Ceea ce visezi duminică nu se îndeplinește luni. Luni. Așa că nu mai e valabil de ceea ce ai visat aseară. Pe Britney? Dar voi ce ați visat? Eu ultima vreme dorm atât de puțin că practic nu visez. Adică, sau visez ceva, dar nu țin minte. Sunt atât de obosită. Dar mâine, azi o să încerc să țin minte ce am visat. Dar eu nu pot să zic că nevastă mea e ca Facebook-ul, știe tot. Aha. Dar ai visat în culori sau alb-negru? Eu visez în culori de fiecare Bravo. Dată. Asta contează cel mai mult. Bun, haideți să vedem ce v-am pregătit astăzi. Da, eu zic că e o interpretare a viselor, dar e mult spus. Sunt niște simboluri pe care o să le analizăm. Începând de astăzi, la prima oră, descifrăm vise. Ce ați visat noaptea, eu dimineața tălmăcesc. Dar bine, e cam mult spus tălmăcesc. Cumva o să răsfoiesc și eu niște cărți, o să vedem ce... Cum putem interpreta acel vis pe care l-ați avut noaptea? Și pentru că meteorologii au anunțat vreme ploioasă zilele următoare, zic să începem cu semnificația ploii în vis. Poate a burezat și prin somnul cuiva dintre voi. Deci, dacă ați visat ploaie abundentă, atunci știți că e de bine, deoarece aceasta semnifică belșug și bunăstare. O ploaie caldă e despre câștig, căzut din pod sau, mai bine zis, căzut din cer. Ăsta e bun. Iar dacă v-ați trezit din somn de la furtună, atunci mare atenție. Aceasta simbolizează pericol. Apa de ploaie în vise înseamnă recolte îmbelșugate. Mai multe astfel de vise celor care muncesc în agricultură le dorim. Dar dacă visați că apa de ploaie este murdară și închisă la culoare, atunci înseamnă că se anunță vremul tulburi. Poate chiar un mic necaz, nu prea mare. Visul în care apa de ploaie este curată și curge în șuvoaie vă spune mai mult ca sigur că veți avea parte de un câștig financiar într-un timp foarte scurt. E, să vorbim și despre ploaia de stele, că tot ploaie e. În multe cărți de interpretare a viselor, ploaia de stele este asociată cu împlinirea dorințelor. Deci este un vis favorabil, dar trebuie precizat că acest vis este de fapt o prevestire de îndeplinire a dorințelor secrete. Vreți să știți ce înseamnă când alergi prin ploaie? Dacă ați avut un asemenea vis, înseamnă că va trebui să vă ascultați inima, nu ar trebui să pierdeți persoana pe care o iubiți. Acest vis se poate referi și la o prietenie bună. Iată așa, când nu știi cum să procedezi, roagă-te să-ți vină răspunsurile în vis. Acum, credeți sau nu, dar e bine să știți. Iar eu pot doar să mai adaug că visul meu este să nu aveți niciodată coșmaruri, și mâine vă voi spune și alte semnificații din vis. Ia uite ce interesant. Măi, Dănuț, atâta informație pe metru pătrat. Prea multe informații. Acum încep să-mi amintesc ce am visat și zilele anterioare, ca să te mai întreb. Și e foarte important să ne spui în toată dimineața dacă se îndeplinește sau nu, știi cum. De miercuri spre joi până la amiază se îndeplinește, pentru că nu știu ce, știți că sunt toate astea. De fapt, chestia asta cu a interpreta visul e cumva relativ. Fiecare o percepe cum vrea, știi? Dar să știi că eu cred în vise. În cuie. Eu cred în vise, semne și tot felul de chestii. Adică eu cred în Moș Crăciun. Adică, da, de ce? Se știe că unii conducători, mari conducători ai lumii, chiar credeau în interpretarea viselor și aveau sfetnici serioși. Astrologi aveau, da. Dar nu, mulțumim foarte mult, după cum spuneam, bun. Viață lungă rubricii tale și abia te așteptăm mâine dimineață să ne mai spui ceva. Iar când mă trezesc mâine dimineață, o să încerc să-mi amintesc exact ce am visat.